când m-am dus la casting pentru Trupa Impact, primisem un telefon de la tatăl meu care mi-a spus să mă duc la radio, un post de radio din Timișoara, unde se ține un casting pentru o trupă rock. Solist de rock, da? Eu m-am dus îmbrăcat rock, piele, chestii, și am ajuns acolo și l-am întâlnit pe Rareș pe care îl știam din vedere și mai schimba să două vorbe, eu mai cântam la diverse festivaluri, el era MC la baluri de boboci, mai cântam și eu. Și m-a văzut acolo, ce faci Cristina? Păi am venit la un casting pentru o trupă rock. Zice, nu, 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 că singurul casting este al meu, pentru o trupă dens. Zic, nu, 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 n-ai eu nu vreau dens, eu mă duc la trupă rock. Zice, nu, încă o dată, doar eu fac casting aici astăzi. Hai la mine. Zic, da mă, dar hai mă la mine, vină. Și m-am dus și am cântat o, o, piesă, nu neapărat rock, dar pop, adică era No Doubt Don't Speak, că la ea aveam negativ pentru că nu găseam negative, nu aveam internetul din ziua de astăzi, nu aveam conexiuni, nu aveam compozitori pe care să-i cunosc, nu știam, nu aveam bani, așa că, na, ce găsisem și eu. Și asta este povestea, ca să nu o lungesc. Deci eu nu mă dusesem pentru a intra într-o trupă dens, de asta spun că a fost într-adevăr un compromis. Eu am uh, înțeles că ar putea fi singura șansă în acel moment, neavând, după cum am spus, posibilități, nici părinții mei, nici eu. Nu știam cum să fac să-mi împlinesc visul, voiam doar să cânt. Pentru mine asta era important. Nu banii, nu. Nu știam că există o industrie, nu știam că există manageri și impresari și chestii de astea cu procente, Ce cu sau, drept. Să să ce cânt, sunt? să mă ce manifest sunt? muzical. Eu asta făceam oricum, toată ziua, zilnic, îi chinuiam pe părinții mei, <laughs> între ghilimele. Adică. Să fi... Și vecini și tot, adică pe cine prindeam, îi cântam și îmi doream să fac asta la nivelul uh, Freddy, adică pe o scenă. Nu neapărat internațional, că nu visam eu atât de departe, dar uh, de ce nu? Și la, la impact, cum s-a... <laughs> care a fost impactul, impactul asupra ta? Ți-a schimbat viața ta? Eu nu cred că am fost credibilă în acel proiect. Cred că asta a fost, a, a fost un minus, pentru că, cumva, eu, privind în urmă, îmi dau seama, bineînțeles cu mintea de acum și cu experiența de acum, că ceva lipsea. Lipsa Ce că licea? eu nu credeam mm. în, 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 muzica aia. Nu Dar credeam ai, și nu... puneai suflet, uh, în suflet, învățai versurile. Pentru că îmi place muzica. <laughs> Învățam erau ale mele. <laughs> da. Mm, și mm, melodiile și Trebuia să le fac foarte simplist, iar eu cu atâta muzică și cu acorduri, răsturnarea acordurilor și chestii de genul ăsta în școală, adică și-am ajuns să să fac pește să suflet, o piesă pe care am făcut-o, o linie melodică făcută la mișto uh, uh, și rarești când auzit-o. Ce anume? Uh, care este melodia? Piesa Babe. Babe. Babe da. da. Nu mă puneți să o cânt. Că... Nu! No! Așa, dar nu, nu, doamne ferește! Uh, și uh, am, am, făcut, uh, îi ziceam eu, piesulica asta, pentru că, na, pe niște acorduri de chitară, m-am am jucat așa, dar are și când a auzit, a zis, nu, așa rămâne, că e foarte, foarte comercială. Zic, doamne, dar e rușinos, dar și versurile alea sunt... Nu, 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 că sunt atât de sincere. Zic, da, mă, dar e poezia unde -i? da, dar nu totul e poezie și atunci am înțeles că într-adevăr și am rămas la această părere poezie e poezie iar uh, chestiile laice adică de popor sunt o altă categorie și nu trebuie totul să fie cult și în principiu, iată, în istoria muzicii opera bufa a venit ca o, o reacție la, la, opera, la drama care se întâmpla în operă până atunci adică nu exista decât opera dramatică de mare întindere și orice curent are un contracurent